Vă salut pe toți, mă numesc Victor Muz. Nu știu de ce spun asta de fiecare dată când filmez. Probabil că n-am o formulă de introducere proprie. Probabil ar trebui să mă gândesc la una. În 2014, adică anul trecut, mamă, la parcă a trecut atâta timp. V-am întrebat ce părere ați avea dacă aș filma tag-ul TMI, adică too much information, adică prea multă informație, evident că despre mine. Vă avertizez că va fi un film extrem de plictisitor, așa că dacă vă plictisiți și nu vreți să vă plictisiți și mai mult decât cât de tare vă plictisiți acum, v-aș recomanda să nu mă vizionați. Tocmai mi-am dat ambulanță să nu mă vizioneze, de ce am făcut asta? Vă rog, împușcați-mă. În fine, să-i dăm drumul cu cele 50 de întrebări de care nu este interesat absolut nimeni. Când e ziua ta de naștere? E pe 10 februarie, adică foarte curând, și v-aș sugera să vă gândiți de că acum ce vreți să-mi cadonați. Ce porți chiar acum? Port tricoul ăsta pe care l-am primit la Timișoara în proiectul Summer University și care mi este foarte drag. Iar în partea de jos, adică pe picioare, port blugi sau pijamale sau chiloți sau poate sunt dezbrăcat complet. Dar nu contează, pentru că voi nu vei ști asta niciodată. Ai fost vreodată îndrăgostit? Da, oarecum. Ai avut parte de o despărțire teribilă? Nu, n-am avut parte de așa ceva și mă bucur enorm și mi se pare extrem de ciudat când îi văd pe alții în suferință după o despărțire și fața mea e ceva de genul... What is this? Cât de înalt ești? Asta e o întrebare foarte interesantă și pentru mine, pentru că din câte știu eu, am 172 de centimetri, dar mi-am amintesc cu două veri urmă, am filmat un adevăr și provocare în care mi-a dat aceeași întrebare și v-am zis că am 174 de centimetri. Deci, nu am idee ce s-a întâmplat cu 2 cm din corpul meu și unde au dispărut. Cât cântărești? Nu o să vă vină să credeți, dar am 50 de kg. Ai tatuaje? Nu. Dar piercing-uri? Da, în buric. De fapt, nu. Care e serialul tău preferat? Am pomenit de asta, am vreo două episoade, am două seriale preferate, The Walking Dead și American Horror Story și... Oh, mor după ele. Care e cântărețul sau trupa ta preferată? Rihanna. Ceva de ce ți-e dor? Vara. O să mă usuc dacă nu vine mai repede! Care e melodia ta preferată? Deci, oh my god, a trecut mai mult de o lună și încă nu m-am săturat de piesa asta, nu pot să cred! Katy Perry, This Is How We Do. Câți ani ai? Știu că n-au arătat 18 ani, dar n-am nicio problemă cu chestia asta. Ce zodie ești? N-am nicio treabă cu horoscopul, nu-l urmăresc, doar îmi place să-l ascult uneori din amuzament, pentru că mă amuză modul în care unii îmi prezic viitorul care nu mi se întâmplă niciodată și sunt vărsător. Care sunt calitățile pe care le cauți la oameni? Ce apreciez cel mai mult la oameni este sinceritatea și, nu știu, atmosfera asta deschisă, adică când vorbești cu cineva să fii deschis, să împărtășești, să te exprimi. Adică nu-mi face plăcere să vorbesc cu cineva care e închis în sine și așa trebuie să scoți din el informații. Care e actorul tău preferat? Am mulți actori care îmi plac, doar că nu mă prea interesez de cum îi cheamă, doar că văd într-un film și ăsta e actorul ăla care a jucat în film cu tare sau cu tare, dar sunt câțiva care chiar m-au impresionat. Norman Reedus, Angelina Jolie, Jason Statham, nu știu sigur cum se pronunță, Bruce Willis, Mila Jovovich, oh, Mila Jovovich, ah da, și eu. Care este culoarea ta preferată? Albastru. Da, uneori am impresia că am exagerat cu chestia asta. Care este citatul tău preferat? E un citat englezesc, cred, care îmi place foarte mult și care mă caracterizează. Life isn't long enough for love and art. Preferi muzica tare sau încet? Când sunt singur acasă, muzica este dată la maxim pentru că îmi place să rag, pardon, să urlu, ok, să cânt. Dar să nu-mi aud vocea, deci vă dați și voi seama cum trebuie să fie muzica. Unde te retragi când ești trist? Păi unde să mă retrag? Vin în camera mea, că n-am în altă parte unde să mă duc. Dar îmi dau seama că n-am fost trist de chiar foarte mult timp. Puh, dați-mi o bucată de lemn să bat. Cât timp îți ia să faci un duș? Dacă sunt grăbit și dacă mai sunt în spatele meu, încă 4 persoane care așteaptă și ele să facă duș, așa cum este de obicei, nu știu, durează undeva vreo 20 de minute. Să nu vorbim de baie, căci în cazul ăsta se măsoară în ore. Cât timp îți ia să te pregătești dimineața? Am mai spus că în zilele de școală mă trezesc cât mai târziu posibil și alerg prin toată casa ca un nebun ca să reușesc și tot nu reușesc, undeva vreo jumătate de oră, pentru că dacă s-ar întinde mai mult aș întârzia la școală.
Și așa întârzi. Ai luat parte la vreo bătaie? Nu. Ce te atrage la o fată? Dacă e vorba de exterior, mă atrag ochii și zâmbetul. Iar dacă e vorba de interior, ceea ce am mai spus, sinceritatea și atmosfera asta deschisă și liberă de a comunica. Ce nu-ți place la o fată? Aici o să fiu ceva mai dur, pentru că nu-mi plac fetele care beau, nu-mi plac fetele care fumează, nu-mi plac fetele care înjură, nu-mi plac fetele care sunt exagerat de alentate și se cred buricul pământului. Da. De ce te-ai apucat de YouTube? Păi nu știu, am văzut-o într-o zi pe Tequila și mi-am zis că, uau, trebuie să fac și eu asta. Și cred că e vorba de o mare dorință de exprimare, de afirmare proprie. Care sunt temerile tale? Chiar mă gândeam ce o să răspund la întrebarea asta, pentru că n-aș vrea ca cineva să se folosească de asta împotriva mea. Am vreo 3 temeri, dar o să vă zic doar una, care e cea mai stupidă dintre ele. Deci sunt crengile noaptea și nu mi-e teamă să mă uit la ele, ca cu ce o să vină și o să mă taie și o să mă umoare. Atunci când merg noapte pe stradă și așa vreo alee cu copaci, merg așa, zici că o să mă puce crengile alea și o să mă mănânce acum, ce? Pentru că am avut câteva situații când n-am fost atent și mai nu-mi intrau crengile alea în ochi, mi-au agățat și căciula și șapca și mi-o lăsau așa în spate. Și de atunci am așa o teamă și merg, zic ca să mă apuși crengile astea și să mă mănânce, știi, parcă sunt spăret, așa. Ce te-a făcut ultima oară să plângi? Deci, nu prea mi-amintesc. Probabil a fost o emisiune, ceva despre familie săracă, nu mai știu, și probabil atunci m-a atins ceva. O fi fost visuri la cheie. Nu știu, sigur. Când ai spus ultima dată te iubesc? Chiar nu mi-am amintesc, dacă nu mă înșel, v-am spus-o vouă, într-un episod, cred. Vă iubesc, pa! Ce semnifică numele tău de YouTube? Victor este și numele meu, doar că e scris cu K-a, în cazul ăsta e un pseudonim. Iar Muz vine de la Music, iar Music vine de la muzică, deci ceva de genul. Care este ultima carte pe care ai citit-o? Volumul 1 din Winnetou de Carl May. Care este cartea pe care o citești în prezent? Volumul 2 din Winnetou de Carl May. Și nu știu, îmi place să citesc, dar în ultima perioadă citesc foarte rar, deci atât de rar, încât atunci când iau cartea să citesc, citesc un paragraf, citesc o pagină și stau, de unde asta? Ce s-a întâmplat? Cum de s-a ajuns? Ce-a fost, mamă? Nu mi-amintesc. Care este ultima emisiune pe care ai vizionat-o? Dacă se iau în considerare emisiunile de pe YouTube, păi atunci e Friends Show de la Levi. Iar dacă nu, e o emisiune de pe un post rusesc, Revizorul. Cu cine ai vorbit ultima oară? Sunt cu sora mea acasă, deci cred că n-am stat ca muții până acum. Care este relația dintre tine și ultima persoană care i-ai scris? Ultima persoană care i-am scris este Vasco. Și o să pară absurd, cu toate că nu ne-am văzut niciodată, suntem foarte apropiați. De prieteni foarte buni. Abia aștept să vină ziua când să ne vedem și noi. Care este mâncarea ta preferată? Nu am o mâncare preferată, îmi plac mai multe mâncăruri. În special să încerc ceva nou ce n-am mai mâncat, dar uneori am așa niște pofte din astea ciudate, știi, zici că-s gravidă în pielea mea. Ce loc vrei să vizitezi? Germania! Ce loc ai vizitat ultima oară? Baia, se ia în considerare? Când ai fost jignit ultima oară? Cred că răspunsul la întrebarea asta este același pentru fiecare YouTuber, pentru că atenție, suntem pe YouTube, unde există o secțiune de comentarii, unde fiecare poate să-și arate vocabularul bogat sau restrâns. Care e ultima piesă pe care ai fredonat-o? Apropiați sau străini, stele fără lumini, ne e teamă doar de noi. Când ai sărutat ultima dată pe cineva? Țin minte și data, pe 3 ianuarie. La ce instrumente poți să cânti? Nu știu să cânt la niciun instrument, cu excepția mușchiului din gură, dar asta nu e un instrument, dar intenționez să iau niște cursuri de chitară. Ai vreo pasiune? Dacă e vorba de a simpatiza vreo fată, atunci nu, iar dacă... Iar dacă e vorba de hobby-uri și lucruri care îmi plac, atunci e bâlbâitul, vlogul, muzica, cititul, părul. Care este aroma ta preferată de dulciuri? Dintre dulciuri, cel mai mult îmi place ciocolata albă, dar dacă mi se propune alt tip de ciocolată, atunci sunt gata să accept cu toată inima. Care sunt accesoriile tale preferate? După cum cred că ați observat, îmi plac tot felul de brățări, ochelarii, chipiurile, cu toate că acum n-am niciunul. Care e ultimul sport pe care l-ai practicat? Patinatul pe gheața de afară, tot e un sport, pentru că nu știu cum e la voi, dar aici în Cahul
ieri astea zăpada așa s-a mai topit, căci a fost niște temperaturi pozitive, la noapte iar și-a înghețat, a doua zi a fost frig și s-a format așa un polei de la mare, gros peste tot și zici că eram așa o vacă care se chinuia cumva să-și păstreze echilibru. Cine mi-a dat comparația ca vaca pe gheață, sigur s-a gândit la mine. Care este fraza pe care o utilizezi cel mai des? Oh my god, deci am observat că spun deci de foarte multe ori atunci când editez, văd că fiecare frază, aproape fiecare frază începe cu deci și mă irită, dar nu-mi dau seama, e total involuntar când zic deci. Așa se începe orice propoziție în perea mea, cum în caiete orice propoziție începe cu majuscă, la mine orice propoziție începe cu deci. A, și încă ceva, în perea mea. Ce planuri ai pentru 2015? Deci am foarte multe planuri, atâtea planuri încât atunci când dau să fac o listă, să scriu pentru fiecare scop ce trebuie să fac ca să-l ating, uit în penea mea ce am vrut să fac, ce am vrut să scriu. Unul dintre scopurile mele ar fi să termin a 12-a cu bine, să dau bacalaureatele și să vin în România, căci m-am plictisit deja și vreau ceva nou și vreau mai repede să vin acolo. Un altul ar fi să continui vlogul, să fac tot felul de filmulețe și să crească și mai mult comunitatea mea. Și cam atât pentru început. Am uitat. Când ai ieșit ultima dată cu cineva? Imediat după Revelion, deci pe 1 ianuarie. Cine e următorul care ar trebui să răspundă la aceste întrebări? Da, total inutile. Următorii, pentru că eu sunt Victor și nu mă pot hotărâ, nu mă pot limita la o singură persoană. Dar nu, asta e că vreau să răspândească mai mult filmulețe de genul ăsta, pentru că România și Moldova nu prea am văzut așa ceva. Și cred că oamenii ar trebui să știe mai multe despre noi, vloggerii, să știe mai multe informații inutile despre noi. O să provoc niște persoane la care țin foarte mult, pe care le apreciez, da, la câteva țin foarte mult, pe altele le apreciez foarte mult. Vasco Dătaru, Anemarie de la vlogul de marți, Chitu Darius și Bivo. Succes, băieți și fete! Ăsta a fost și minunatul tag, poate chiar prea lung. Înainte să închei, o să vă arăt cana pe care trebuie să o trimit câștigătorului, care încă nu mi-a trimis adresa concretă pe care să-i trimit premiul. Ceilalți nu vă îngrijorați, că și pe 1 februarie organizăm un nou concurs. Dacă tot am început să vă urmez sfaturile, atunci lăsați-mi în comentarii ce tipuri de episoade ați vrea să mai vedeți. Nu uitați să-mi dați un like mare de tot dacă v-a plăcut episodul, să vă abonați la canal și să distribuiți filmulețul și pe genul voștri ca să se plictisească și ei de la așa întrebări total inutile și complet neinteresante. Le mulțumesc celor de la Bancuri Moldova și Sunt Născut în Moldova pentru susținere și promovare și vă mulțumesc vouă pentru că v-ați irosit nu știu câte minute din viața voastră scurtă și prețioasă ca să mă vizionați pe mine. V-am pupat, pa! Da, da, e nimeni, nu mai e la pierdute! Nu mă-am dat, nu!